Începe emisiunea Vocile care contează. Industria de jocuri de noroc din România trece de astăzi prin câteva schimbări importante. Guvernul a decis să oblige companiile din domeniu să plătească niște taxe majorate, cam cu 40% am calculat noi. 200.000 de euro este taxa anuală de licențiere, este doar un exemplu. De asemenea, va exista un registru al jucătorilor indezirabili. Despre aceste și alte modificări vom discuta în această seară cu Vocile care contează. Alături de mine în studio este domnul Cristian Pascu, președinte executiv, Asociația Organizatorilor și Producătorilor de Jocuri de Noroc din România. Bună seara, mulțumesc că sunteți alături. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. De asemenea, alături de noi, în legătură video, este și domnul Mihail Silviu Pocora, este președinte interimar al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc. Bună seara, mulțumesc că sunteți alături de noi, domnule președinte. Încercăm să facem legătura. Nu știu dacă ne auzim. Încercăm să refacem. Acum cred că ne auzim. Da, acum ne auzim. Bună seara. Ne auzim? Da, ne auzim. Bună seara, bine v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație. O singură remarcă vreau să fac. Sunt vicepreședintele instituției cu atribuții de președinte, nu președinte interimar. Cu atribuții de președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru precizare. Vorbim și cu domnul Eugen Hriscu, este psihoterapeut specializat în problemele celor care au o adicție în cazul jocurilor de noroc. Vă mulțumesc foarte mult, bună seara! Bună seara, mulțumesc și eu pentru invitație. Aș vrea să încep această discuție cu domnul vicepreședinte al ONJN, Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc. În primul rând aș vrea să ne explicați, am văzut astăzi care au fost schimbările. Puteți să ne spuneți de ce a fost nevoie de aceste schimbări? Clar, bugetul del stat are nevoie de resurse, știm foarte bine și având în vedere că deficitul bugetar se preconizează ca până la finalul anului 2023 să ajungă peste 1,4% din PIB, încercăm prin majorarea taxelor să diminuăm cât se poate de mult acest deficit bugetar la bugetul statului. Am înțeles. Referitor la taxe. Referitor la taxe. Dar referitor la registrul jucătorilor indezirabili, nu știu dacă se numește așa, i-am spus eu, înțeleg că este o bază de date care va conține anumiți jucători. Vă rog să ne explicați ce înseamnă asta. Da, putem să... E foarte simplu. Avem legea 326 adoptată de Parlamentul României și noi vrem să o îmbunătățim prin această ordonanță. De fapt, a fost și îmbunătățită prin această ordonanță. Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc și-a propus ca să creeze din banii colectați la fondul de joc responsabil să dezvolte o bază de date, un registru unic gestionat de către Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc în condițiile legii privind datele cu caracter personal și această bază de date să fie gestionată de către Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, atât pentru jucătorii indezirabili cât și pentru jucătorii autoexcluși, cei care din proprie voință se autoexclud în domeniul jocurilor de noroc pentru a nu mai putea participa la aceste tipuri de jocuri. Această bază, așa cum am spus, va fi gestionată de către Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, iar fiecare operator va avea obligația printr-un scanner să se logheze în timp real la această bază de date și să identifice fiecare jucător care intră într-o locație unde se desfășoară activitatea de jocuri de noroc. Și astfel se elimină posibilitatea de a intra jucători indezirabili sau autoexcluși, inclusiv jucătorii minori. Explicați-ne de când va fi funcțională această bază de date? Prin textul ordonanței ne-am luat în obligația ca această bază de date să fie gata până la data de 31 martie 2024. Da, deci de anul viitor, de la 1 aprilie, ar trebui să fie funcțională, să funcționeze, să existe această bază de date și să fie aplicată și celor din industria jocurilor de noroc. Am înțeles corect? Noi sperăm să ne mai ales că avem și bugetul pentru această bază de date, sperăm să putem să o aplicăm mult mai devreme. Ați menționat două tipuri de jucători. Ați spus despre indezirabil și autoexcluși. Ce înseamnă indezirabil în primul rând?
Indezirabil, cei care, organizatorii de jocuri de noroc, nu mai vor să-i primească în cadrul locațiilor respective. Pentru că... Ne mai fi primiți într-o locație, nu mai pot fi primiți în întreaga industrie pe termenul cât ei devine indezirabil. Pe ce criterii... Stabilește organizatorul. Da, pe ce criterii nu vor mai fi primiți? Ce au făcut? Criteriile le stabilesc organizatorii, vă dați seama. Dar ca să înțelegem să noi creeze... publicul... Da, poate să creeze atmosferă în sălile de joc, să încerce să fraudeze mijloacele de joc. Sunt diverse motive. Și ați mai vorbit despre autoexcluși. Ce înseamnă autoexcluși? E un termen pe care nu-l înțelegem. Jucătorii care, din proprie inițiativă, nu mai doresc să participe la această activitate de jocuri de noroc, au posibilitatea, printr-o simplă cerere și o copie a actului de identitate, către Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc să intre în această bază de date a autoexclușilor. Ei, odată cu întocmirea acestei cereri, timp de 6 luni de zile, o să o aplicăm prin norma asta, nu mai pot reveni la această solicitare și timp de 6 luni de zile nu vor fi primiți, nu li se vor mai permite accesul în niciun fel de locație unde se desfășoară activități de jocuri de noroc, indiferent că sunt locații pentru slot mașini, pentru pariuri, pentru cazinouri, pentru tot felul de activitate de joc. Și iarăși, ca să înțelegem, cei autoexcluși sunt persoane dependente care își doresc să fie autoexcluși, dar nu își pot controla această dorință de a se ține departe de zonele respective? Sigur, o parte dintre ei sunt și persoane dependente. Cine atunci ar vrea să se autoexcludă? Cei care conștientizează că au o problemă. Ok. Referitor la... Sau la îndemnul familiei. Da, înțeleg. Referitor la cum vor fi verificate, cum își va da seama o companie, o firmă, cum vor fi verificați cei care intră într-un local cu jocuri de noroc, că sunt într-o asemenea bază de date? Am precizat puțin mai devreme, fiecare locație va trebui să aibă un scanner care va scana actul de identitate și în timp real va fi conectat cu baza de date aflată la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. Deci, din și pe 1 un monitor aprilie... probabil sau pe un monitor sau pe o tabletă va fi un X probabil cu roșu sau un acces cu verde și atunci operatorul din sala respectivă va ști dacă jucătorul îi se permite accesul sau nu. Adică nu mai și sancțiunile vor fi foarte drastice dacă vor permite accesul unui jucător care este autoexclus sau indezirabil. Cât vor fi aceste sancțiuni? Și chiar și la minori, sancțiunile vor fi mult mai mari. Cât vor fi aceste sancțiuni? Mă consult cu colegii mei de la direcțiile de specialitate și probabil, așa cum prevede și în ordonanță, în 30 de zile vom face normal. Din ce spuneți dumneavoastră, eu înțeleg că în aceste localuri nu poți să intri decât cu buletinul, din moment ce va fi introdusă. Și până astăzi era aceeași regulă. Eu am văzut oameni cărora nu li se Trebuia cereau buletinul, adică intrarea părea să fie liberă. Pentru că sancțiunile au fost destul de mici și operatorii nu puteau să verifice dar de la, fiecare dată. Dar de la 1 aprilie anul viitor... Mai ales că erau... Da, vă rog. De la 1 aprilie anul viitor este obligatoriu și există aceste sancțiuni. Orice român când intră într-un local, jocuri de noroc, trebuie să prezinte buletinul. Să fie scanat prin scannerul respectiv, să consulte baza de date aflată la Oficiul Național, indiferent dacă e indezirabil, dacă e autoexclus sau dacă este un jucător care îi se permite accesul. Copiii nu au voie, copiii minori până la 18 ani nu au voie să intre în aceste localuri, dar din ceea ce știți dumneavoastră, se întâmplă să aibă acces, se întâmplă să intre și dacă au fost date amenzi pentru asemenea situații? Se întâmplă fiecare lună la fiecare ședință de comitet, Comitetul de Supraveghere al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc. Avem 2 ședințe pe lună.
4-5 operatori sunt sancționați, că au fost sancționați contravențional de către inspectorii noștri de la Direcția de Supraveghere și Control, iar comitetul aplică sancțiune complementară, să-i spunem așa, principală și de fapt și secundară, o sancțiune de suspendare a activității de la o lună până la 6 luni. Am sancționat cu aceste suspendări ale activității pentru toate mijloacele de joc din locația respectivă și de o lună și de 2 luni și de 3 luni, în funcție de minori, în funcție de numărul minorilor, în funcție de vârsta minorilor. Înțelegem. În același timp, există vreo prevedere referitor la cât de aproape să fie de școală un local care oferă aceste servicii de jocuri de noroc? Există o prevedere în proximitatea unităților de învățământ, cultură, culte și așa mai departe. Da. Și la ce distanță nu are voie să fie? Nu e prevăzută o distanță exactă, dar doar în proximitate. Și vă gândiți să introduceți o asemenea proximitate, o asemenea distanță? Consider la momentul acesta că nu este cazul. Nu cred că distanța contează, că distanța poate să fie și la 500, și la 1 km, și la 1 km jumate. Un copil sau o persoană minoră de acasă până la școală parcurge unii dintre ei și 10-15 km și poate să parcurg. Și 10-15 km și poate să vadă o sumedenie de jocuri până la școală. Nu cred că asta este important. Să nu fie lângă școală, să nu tenteze. Bun, de ce vă întreb? Pentru că se discută și există acest proiect de lege care prevede mutarea acestor localuri în afara localităților. Ce se va întâmpla cu această idee, cu acest proiect de lege? Nu pot să spun ce se va întâmpla, acest atribut este al Parlamentului, dar având în vedere că astăzi a fost adoptată o ordonanță de urgență, din punctul meu de vedere personal, nu cred că își va mai urma parcurs. Înțeleg. Publicitatea este afectată în vreun fel, publicitatea pentru jocurile de noroc, sau rămâne să o vedem peste tot, la televizor, la radio, dar și pe blocuri? Sigur, nu o să mai vedem în spațiu exterior, în afara sălilor, în afara incintelor unde se desfășoară jocuri de noroc, activitatea de jocuri de noroc. E prevăzut în ordonanță, sau cel puțin nu mai vedem afișarea obiectelor, bunurilor, sumelor pe aceste panouri publicitare. Dar în continuare... Va fi decât logo-ul societății. Așa, care sunt regulile? Da, care sunt regulile? Care sunt criteriile pentru publicitate? Ce se schimbă? Va fi o publicitate normală decât logo-ul firmei, fără alte îndemnuri către joc de noroc. De ce nu este eliminată complet publicitatea? Nu cred că este o soluție. De ce? Din punctul meu de vedere. Da, de ce nu este o soluție? Pentru că orice activitate comercială trebuie să-și facă un plan de marketing. Eu vă întreb asta pentru că în alte țări... Dar vă dau exemplu Republicii Moldova. Cunosc situația din Moldova, dar suntem în Uniunea Europeană. Și un plan de marketing trebuie să... Orice operator trebuie să aibă un plan de marketing. Și dacă suntem în Uniunea Europeană, ne interzice cumva Comisia Europeană să interzicem publicitatea? Nu. Având în vedere că jocurile de noroc sunt monopol de stat, nu ne interzice, dar nu cred că este benefică. Nu cred că orice activitate comercială, până la urmă, că e comercială, că e de servicii, trebuie să aibă un plan de marketing. Dar, v-am spus, în condițiile legii și să nu îndemne către joc, să nu creeze publicului senzația că de aici, prin această activitate de jocuri de noroc, se poate îmbogăți. Mai am câteva întrebări foarte scurte și aș vrea după aia să îi ascultați și pe ceilalți invitați. Marcel Ciolacu, premierul României, a anunțat că va trimite corpul de control la ONJN, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, și că ar fi fost sau că urmează să fie descoperite nereguli, nu am înțeles exact, au fost descoperite nereguli de corpul de control al premierului?
Corpul de control al primului ministru a avut o misiune de control care s-a încheiat în luna mai. Recent am primit concluziile acestui control. O să intrăm, adică o să urmeze o perioadă de conciliere, dacă avem ceva de obiectat asupra concluziilor. Până la momentul ăsta nu avem nimic de obiectat și așteptăm măsurile pe care corpul de control al domnului premier le va institui către autoritate. Printre aceste măsuri se numără cumva și schimbarea conducerii ONGN, implicita dumneavoastră? Nu am de unde să știu asta, vă dați seama, este decizia domnului prim-ministru. De asemenea, a existat în spațiul public o declarație făcută chiar de domnul premier, vorbea despre faptul că e șantajat de aceste firme care sunt foarte puternice. Dumneavoastră, ce știți despre acest șantaj? Nu am cunoștință, nu pot să comentez aceste declarații. În regulă, vă mulțumesc foarte mult. Vă rog să rămâneți alături de noi. O să mă întorc acum către domnul Cristian Pascu de la Asociația Organizatorilor și Producătorilor de Jocuri de Noroc din România. Domnule Pascu, ați ascultat declarația domnului vicepreședinte Pocora. Vă rog, aș vrea să ascult care este părerea dumneavoastră referitor la ce se schimbă în industria jocurilor de noroc. Da, mulțumesc pentru oportunitate. Bine ați intitulat, este joia neagră pentru noi. Deci, pentru cea mai mare parte a operatorilor autohtoni, cam 250 din cei 300, operatorii care aduc mare parte a contribuției prin operarea de slot mașini tradițional, dacă ne uităm pe toate rapoartele ONGN-ului și ANANAF-ului, de acolo vin cei mai mulți bani, din taxele plătite de cele circa 80.000 de aparate de slot mașini, sunt scoși în afara jocului, sunt într-un fel de knockout și mai așteptăm, dacă mai vine în Parlament scoaterea din localități, să fim dați afară din ring, knockout total, abandon total. De ce vă spun asta? Sunt câteva bariere din care număr prima, taxa de garanție de 1.000.000 de euro. Vă spun comparativ, până acum avem pe mașină o garanție de 300 de euro, respectiv 166 de euro pentru cele închiriate. Garanția la momentul actual este subevaluată și noi am propus decent o garanție de 1000 de euro per aparat, suficientă pentru a acoperi noua valoare a taxelor de autorizare pe termen de 2 luni. De ce spun 2 luni? Pentru că după 30 de zile, așa cum de ani de zile știm, Oficiul Național împreună cu ANAF-ul ne avertizează că avem taxele neplătite și se ridică licența de jocuri de noroc. Explicați-mi, deci se închid aceste localuri cu păcănele? Deci nu avem de unde strânge acești bani, chiar dacă... Și le veți închide? În mod normal se încearcă niște asocieri, se încearcă niște, nu vă ascund, se încearcă niște procese contra aceste ordonanțe din motive și de faptul că nu sunt elemente tranzitorii, deci nu se știe de când, de la 1 ianuarie, de când se va cere această taxă, există, teoretic există șansa ca această garanție, care nu sunt bani pierduți, e o garanție, să fie depusă. Cum? Băncile nu fac contracte și închid ușor-ușor, închid porțile. Nu numai în România, și în Europa se întâmplă asta, din păcate. Suntem considerați un factor de risc, deși noi depunem bani acolo și plătim doar salarii și taxe. Dar doar sunteți bani. Un factor de risc pentru populație? Pentru bănci nu. Pentru bănci nu. Discutăm de bănci. Ajungem și la populație. Okay. Pe urmă, șansa de a face rost de bani cash pentru a depune la o bancă sau la o trezorie sau la o bancă pentru scrisoare de garanție este ca și nulă. Asta înseamnă că trebuie să unim forțele 2-5-10 firme să facem rost de această garanție. Destul de complicată activitatea. Vă gândiți să acționați în judecată guvernul? Deja se formează grupuri, deși nu este ușor de acționat o ordonanță de urgență. Avem și noi ceva de experiență. Un OUG se duce la Curtea Constituțională. Blocarea o poate face doar Parlamentul sau Avocatul Poporului. Păi ce veți face? Cum acționați? Încercăm. Căutăm soluții. Deci deja se strânge un grup imens din cei 250 care deja ne mulțumiți, fiindcă nu-i doar această prevedere. Prevederea discreționară și mai multe puncte. Asta este prima barieră. Noi am pus o taxă suficientă pentru ca statul să se îndestuleze. Deci nu milion de euro. Cât cereți dumneavoastră? Vă spun foarte clar. 1000 de euro per aparat, asta înseamnă la cel mai mic operator cu 100 de aparate, dau un exemplu, să fie 100.000 de euro. Astfel încât operatorul mare care are 5.000 de mașini nu să plătească 1.000.000 de euro cum e acum favorizat, ci să ajungă, de exemplu, la 5 milioane. Deci prin acest milion... Cine este favorizat?
operatorii mari care au 1000 de mașini. Facem o simplă mulțire, 1000 de euro mulțim cu operatorii mari care au 2000-3000 de mașini și ajungem la mai mult de 1 milion. Noi nu vrem rău altora. Nu vrem neapărat ca operatorii mari să scoată din buzunar sau să se ducă la o de asigurări să-și pună această garanție. Dar nici nu putem accepta ca marea majoritate a operatorilor, care operează în jur de 2-300 de mașini, deci care ar fi eligibil pentru un 2-300 de mii de euro și aceștia pus în etape, pe măsură ce vin la autorizare, să scoată la 1 ianuarie 500 de mii de euro din buzunar pentru că ies din joc. Deci este o barieră nediscutată cu noi. Discut de cea mai netransparentă ordonanță care a fost vreodată. S-a pus două zile în transparență și restul am discutat-o pe surse, cum am spus și la dumneavoastră în alte intervenții și în alte posturi de radio. Așa, și ONJ-ul, din păcate, cu tot respectul cu președinte, a fost spectator. A fost spectator, n-a putut interveni suficient. Există o forță malefică, o căutăm încă, care a dictat la Ministerul de Finanțe chirurgical punctele în care operatorii mici și mijlocii sunt scoși. Sunt chirurgical puse. Nu reușea. Și vă spun, nu domnul premier Ciolacu. Domnul premier Ciolacu nu este de părere, sunt convins, să lase multinaționale. Forță malefică. O forță malefică o căutăm. Este o metaforă de la... Nu este ceva care o să căsim cine este. Deci, domnul premier n-are ca și concept politic, sunt convins, ca să rămână doar multinaționalele. Sigur că a fost acel tensiune care nu ne asumăm, vedeți și comunicatul de presă prin care ne zicem de fostul nostru coleg. Nu mai rostesc numele. Ați spus multinaționalele, vreau să înțeleg. Care este acuzația până la urmă? Deci, rămân doar firmele mari, majoritatea multinaționale. Ele își permit să aibă acest bani. Și românii pe care firmele românești... Ies din joc sau încearcă să se unească într-o disperare. Unirea nu e ușoară. Gândiți-vă că dacă se unesc 5-6 firme, unul singur, dacă greșește într-o sală, exemplu, la domnul președinte, înseamnă că toți răspund cu licența. Dacă unul nu are bani de la sala lui să pună banul pentru acele 1000 de euro care trebuie în avans și lunar plătim taxe în avans pentru autorizări, păi, dacă ei greșesc, nu e normal să plece, să fie eliminat. Fiecare răspundeam, fiecare pentru noi, fiecare pentru noi. Acum, unirea aceasta de care ne gândim este cu mare risc. Unirea aceasta între mai multe firme pentru a face sub capacul unei firme o firmă care să reziste, să se compare cu cei care au 2, 3, 5 mii de mașini, e foarte problemă. Cine l-a șantajat pe premierul Marcel Ciolacu? Nici nu știu sub ce formă s-a manifestat. Din declarațiile domnului premier, pe care trebuie să-l credem, a rostit două nume, nu vreau să le rostesc, nu vreau să fac publicitate, oricum nu este în zona noastră. Nu știu să fi rostit vreun nume, premierul Marcel. Numele este rostit și public. Este rostit și public, sunt două nume din lumea noastră, unul din fostii noștri colegi, n-aș vrea să le rostesc, vreți neapărat să le repet, sunt foarte cunoscute. Nu știu dacă efectiv s-a efectuat un șandaj. Știu însă că jocurile de noroc tradiționale au depus materiale decente și au venit cu toată celeritatea și buna credință la o masă a discuțiilor care n-a avut loc. Știu că o parte din acest OUG era deja scris pe o fițuică și deja dat să fie. În momentul când s-au dus colegii noștri de la Federația Mare să discute, li s-a spus n-avem nimic ce negocia. Deci sub acest imperiu a fost această ordonanță. Eu știu că electoral dă bine să dăm în jocuri. Știu că trebuia să facem asta și vă spun multe soluții prin care reușeam să rezistăm pe piață, satisfăcând și ceea ce trebuie. Noi nu eram în situație bună. Noi suntem prea vizibili pe străzi, prea mulți pe străzi, aveam multe păcate, dar nu trebuia să dispărem cu totul, rămânând doar cine? Multinaționalele și online. S-a făcut liber unui pachet mic de firme, exact ceea ce parlamentar și nimeni online-ul. Nu și-ar dori. Ce înseamnă online-ul? Pentru ceea că ce este în buzunar la fiecare. Bine, asta din ce știm noi, dumneavoastră, de exemplu, aveți online, nu? Firma nu, pe care nu aveți. Pentru a avea online trebuie să ai un buget cam de 1 milion de euro care nu l-am permis. Câțiva și-au permis, unii au găsit soluții și mai ieftine să se bage sucul pola unuia, deci doar firmele mari online. Sunt vreo 30 de firme de online, ca să faceți comparație numerică, cu vreo 300 de operatori de slot tradițional. Deci diferența e foarte mare. Din cele 30, bani fac reglementați cei online. Care este reglementarea în această ordonanță aici, de urgență pentru după ce... părerea noastră, statul a avut dreptate. Îi caută să-i aducă cu sediul în România. De aici și poate a apărut aceste elemente de șantaj. Nu mi-explică. De la noi n-a fost niciun șantaj, au fost discuții corecte. Multă opoziție a fost de la online, care avea niște costuri mari. Prin TVA-ul, care vă plătea aici prin impozit de profit plătit în România și în Malta, în alte țări. De ce să nu dispară publicitatea pe străzi? Suntem de luni la și ani de zile acestei reduceri publicității. Dacă am ajuns în situația asta, am ajuns în două situații. Una la mână. Este tapetat orașul cu prea multe săli pentru că cererea și oferta a fost de asemenea natură, dar nu mai este cazul acum. Acum sălile sunt goale și o contracție a sectorului avea loc în mod natural, dacă mai așteptam puțin. Nouă ni s-a mărit taxa cu 1000 de euro anul trecut și de-abia acum aș face efectul. Și, din păcate, colegii noștri de la online au tapetat cu mashup-uri imense străzile și bulevardele. Tot ce se vede acolo și oamenii nu pot să discearnă că e joc de noroc, lane-based sau online, este de fapt online-ul. Ei au banii, fac reclame. Și vedem ceva foarte urât în această ordonanță.
Am încercat să o reducem, chiar domnul președinte personal, la 20 de metri pătrați. Cineva a șoptit. Ce înseamnă 20 de metri? 20 de metri pătrați, un meșap. Să știți că 20 de metri pătrați nu ne mulțumește, fiindcă dacă îl pui din două în două blocuri și dacă, repet, jucăm responsabil, un dicton bun, dar spui cuvântul jucăm în tot Bucureștiu, tot la joc induci. Deci noi suntem foarte realiști. Și știți ce s-a rău, explicați? Și cineva a schimbat în ultima minut 30 de metri pătrați. Să știți că cineva asta. Care vă ascultă s-ar întreba, și ce dacă dispar jocurile de noroc, păcănelele din oraș și din România? Pur și simplu dispar. Este o distracție care românul și-o permite. E adevărat că mulți nu înțeleg că este o distracție și încearcă să schimbe cursul vieții sau situația financiară și imediat vor apare, știți cine aș vrea că mâine acum? Operatorii la negru, operatorii la gri și la negru, care de-abia așteaptă să înceapă, așa cum exemple în alte țări, a fost exemplu în Polonia, a fost exemple cu prohibiții, interzicerea și nereglementarea și controlul unui sector care atrage ca adrenalină, ca nație, în anumită măsură, anumiți oameni, nu neapărat dependenți, duce la cămătărie, duce la lucrul la negru. Haideți să vedem, ce spune specialistul. Sau duce la site-urile de online la negru. Dacă și online nu dispare. Aș vrea să vorbesc și cu domnul Eugen Hriscu, psihoterapeut. Domnule Hriscu, ați ascultat discuția din studio și cu domnul vicepreședinte referitor la aceste schimbări. Sunt foarte interesat de părerea dumneavoastră din perspectiva celor care joacă, celor care ar putea să fie dependenți și din perspectiva acestei ultime întrebări pe care am pus-o acum. Și ce dacă dispar aceste localuri de jocuri de noroc? Aș vrea întâi să îi spun domnului reprezentant al operatorilor de jocuri de noroc că pentru 10.000, poate chiar mult mai mult, spre 100.000 de români, fiecare joi e joia neagră și pentru foarte multe 10.000, poate sute de mii de familii din România sunt în knockout foarte adesea din cauza consecințelor extrem de nefaste pe care drogul, nu distracția pe care dumnealui o vinde, le-a provocat în societatea românească în ultimii ani. Trăim într-o situație în care practic o industrie care vinde un drog extrem de periculos, care creează o dependență extrem de puternică, este livrat la tot pasul. Și există o absență quasi-totală a investițiilor statului în prevenire și în tratament. Din punct de vedere al prezentei legi, consider că restricționarea accesibilității, limitarea accesibilității prin desființarea locațiilor de joc este unul din elementele extrem de pozitive pentru societatea românească. Și singurul meu regret este că nu s-a mers chiar mai departe legat de niște controle mai severe în sălile de jocuri, pentru că doar controlul de la ONJN este absolut insuficient. Vorbim de 80.000 de aparate, deci cred că poliția locală, poliția teritorială ar trebui să aibă. Domnule Hristu, aș vrea să vă mai întreb. Da, aș vrea să vă mai întreb referitor la argumentul pe care l-a adus domnul Pascu, și anume, dacă dispar aceste localuri cu jocuri de noroc, lumea va continua să joace și se va duce în zona tenebroasă, se va duce să joace la negru. Dumneavoastră ce credeți? În primul rând, înțeleg că lucrurile nu vor dispărea cu totul, deci nu vorbim de o prohibiție totală a activității de jocuri de noroc, vorbim de o limitare și de o diminuare a accesului. Deci, din punctul acesta de vedere, nu înțeleg despre de ce ar avea cineva nevoie să ajungă să joace la negru doar pentru că în loc de o sală la fiecare 300 de metri, vom avea o sală la 500 de metri. În al doilea rând, experiența mea cu această dependență mi-arată că jucătorii dependenți apreciază foarte mult diminuarea presiunii acestea uriașe care se face prin prezența și reclama foarte agresive. De exemplu, persoanele românii care merg în străinătate dezvoltând o dependență de jocuri de noroc în România, odată ajuns într-o țară unde aceste jocuri nu sunt prezente,
nu caută să joace la negru sau să joace în online, dimpotrivă. Sunt extrem de fericiți și opresc consumul. Dar și există extrem de numeroase cazuri care nu joacă afară, dar odată reîntoși în România, supuși acestui tir reclamă, ajung să recadă. În acest context, ați ascultat și întrebarea pe care i-am pus-o domnului Pocora, vicepreședintele ONGN, referitor la publicitate. În alte țări, publicitatea este complet interzisă. Domnul vicepreședinte susține că face parte din marketingul acestor companii și că nu ar trebui interzisă, că nu vede motivele. Dumneavoastră ce spuneți? Cred că ONGN-ul ar avea nevoie să-și clarifice un pic cu cine ține și interesele cui apără. Mi se pare că de foarte multe ori a existat această suspiciune că e mai aproape de interesele industriei care vinde acest drog decât de industrie, de interesele populației și statului român. Mă refer mai ales ultima situație în care un membru marcant al ONGN a fost dovedit ca încasând venituri foarte mari din jocurile de noroc. Părerea mea este că reclama ar trebui interzisă pentru că este un factor de presiune și și creează nevoia de a juca la jucătorii dependenți. De asemenea, promovează jocul la minori. Avem modelul industriei de tutunului, unde la fel reclama este interzisă. Cred că un model absolut asemănător se poate aplica și pentru jocurile de noroc, pentru că la fel ca și tutunul, marea majoritate a veniturilor acestei industrii vine de la consumatorii dependenți și nu de la consumatorii ocazionali. 3 miliarde de euro este estimată piața acestei industrii anual în România. Acești bani nu vin de la oamenii care vin să bage 10 euro o dată pe lună. Vin de la oamenii care își vând casa și își vând viitorul familiilor lor. Vom discuta cu un român care este dependent sau care și-a descoperit această adicție pentru jocurile de noroc. Este în direct alături de noi. Nu o să-i spunem numele. Bună seara și vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Ne auziți? Da, bună seara și mulțumesc pentru invitație. Da, aș vrea să știu în primul rând despre cum v-ați dat seama, cum s-a instalat această dependență. Da, pot să zic că parcă a fost dintotdeauna, am jucat dintotdeauna de mic copil, s-a instaurat, după aceea a venit în nivelul acela, ca să menționez un pic, am undeva la 40 ceva de ani, da, de 7 ani sunt în abstinență, dar am descoperit cu adevărat ce înseamnă dependența de jocuri de noroc, da? Iar până atunci am jucat în continuu. Da. Ea s-a instaurat încet, doar că nu mai vreau să ies de acolo. Cumva dependență din punctul meu de vedere, acea obsesie, da, care mă face să rămân în același loc și îmi doresc să fiu în același loc, indiferent de consecințe. Am trecut prin divorț, am pierdut foarte multe lucruri la viața mea, pentru că nu mi-am dat seama cu ce mă confrunt. Într-un fel sau altul, dependența a pus stăpânire pe viața mea. Ce simțeați? Da. Cum se manifestă această dependență în momentul în care erați în localul de jocuri de noroc? Ați spus că pur și simplu nu voiați să plecați de acolo. Nu plecați nici când pierdeați totul? De cel mai multe ori așa se întâmpla. Am așa un film, ca să vă dați seama, ca să-mi aduc aminte totdeauna, așa la 5 dimineața cu un pachet de Pampers lângă un aparat de jocuri, spune multe lucruri, dar într-un fel sau altul ajungeam acolo și nu mai reușeam să ies de acolo. Plecați la magazin, uitam, să cumpărați pentru copil și rămâneați în localul de jocuri de noroc. Da, da. Indiferent de câte ori îmi propuneam să pun o anumită sumă, să stau în o anumită perioadă de timp, niciodată nu reușeam să mă țin de cuvânt. Pentru că eram într-o altă lume, cumva se închideau porțile realității și eram într-o altă lume. Partea financiară acestei dependențe, care este? Cât, dacă e să cuantificați, cât ați pierdut în viața dumneavoastră la păcănele?
E irelevant, nu aș putea să zic sumele, sunt foarte mari, evident, da? Și exact cum ziceam, a fost dispus să fac orice ca să ajung acolo. Ce înseamnă orice? Acolo. Da, ce înseamnă orice? Vă dau un exemplu, dacă am fost în divorț, soția mi-a zis, dacă mă duc și mai joc, divorțez. Am rămas acolo în sala de jocuri. Riscând inclusiv a doua căsnicie în aceeași situație. Da? Asta înseamnă orice. Să nu vezi propria viață, propria familie, propriul copil, propria soție. Da? Nu mai eram implicat în propria mea viață deloc. Eu înțeleg că nu există niciun fel de autocontrol în momentul în care intrați într-un local de jocuri de noroc. Absolut deloc. Pentru o persoană care e dependentă de jocuri de noroc, nu există control. Nu există control. Doar o iluzie că aș putea să pardon, control asupra ceva. Exista și sevrajul în acest caz? Sevrajul exista în momentul acela când eram în caruselul minții mele și căuteam soluții ca să ajung acolo. Manipulări, minciuni, stări fizice, nașpa, da, există ca la orice dependență, există sevraj în momentul în care nu în consum. Am înțeles ce a spus în relația cu familia dumneavoastră, dar în relațiile cu colegii la muncă, prietenii, v-ați mai păstrat sau rupt anumite relații? Ce a însemnat costul pentru această adicție? Într-un fel sau altul, dependența izolează. Dependența de jocuri de noroc este cumva una din dependențele care nu se văd, da? Față de consum, de alcool, de droguri, da? E doar în interiorul unei persoane, nu șeful sau oricine altceva nu vede dependența, că n-are cum să o vadă. Dă seama că ești într-o anumită situație după felul și comportamentul respectiv. Evident că am pierdut relații, pentru că într-un fel sau altul dependența m-a făcut să renunț la toate principiile și la toate valorile mele. Așa, crescendo. Boala e una progresivă. Progresivă în comportament. Da? Minciunile au fost mai mici când m-am apucat, după aia au fost din ce în ce mai mari, furt, șelăciuni, orice alte chestii ca să pun mâna pe mecanismul bolii, cu banul, da? Chiar și furt? Chiar și furt, da. Chiar că din propria casă nu e furt, chiar dacă nu, nu, spuneți... nu mai ești implicat într-o meserie. Și ai dat cu semnătura pe o chestie că vei face lucrul ăla și tu ești în sala de joc, nu? Explicați-mi, faptul că există publicitate pe străzi va atrăgea? Faptul că localurile sunt la tot pasul va atrăgea? Da, stă sau altul, cum mai la îndemână unui dependent va intra în povestea respectivă, da? Dacă eu... ca și dependent, am sala de jocuri sub loc, da? Deși acum, la ora actuală, nebunia mare îi pe internet, pentru că se fac pariuri la 3 noapte, am pat în găsuție, da? Și năruiesc în 10 minute toată averea familiei și tot bursele copiilor, da? Acolo e o nenorocire mare, maximă. Dar, într-adevăr, tot ce înseamnă partea de... cu cât mai la îndemână un lucru, cu atât îl faci mai ușor. În momentul în care vine obsesia, respectiv îți vine gândul de a juca, să depui efort. Cu cât mai la îndemână, ești în poziția primă următoare. De-aia trebuie să o altă bine să nu fie... Iată, acum vă ascultă pe dumneavoastră, vă ascultă vicepreședintele Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, vă ascultă președintele executiv al Asociației Organizatorilor Jocurilor de Noroc din România, statul, cei din zona privată, vă ascultă și un psihoterapeut. Ce le cereți dumneavoastră care ați trecut prin această problemă? Eu să fiu foarte franc în momentul acesta. Toate averile industriei de jocuri de noroc e pe spatele dependenților de jocuri de noroc și nu pe spatele, cum zice, de distracție și așa mai departe. E o minciună clară, crasă, da? Iar legat de stat,
o să zic numai un lucru. Am senzația că face același lucru pe care îl fac eu ca și dependent și caut șorcaturi. Nu-mi dau seama ce înseamnă, ce implică cu adevărat viața unui dependent. Repet, un dependent ca să ajungă la acel mecanism banii, e dispus să facă orice. Da? Da. Orice. Da? Iar orice înseamnă furt, înșelăciune, da? Să nu uităm că nu am vorbit despre dependent. Copiii dependenților, familie dependenților. Toate lucrurile nu se văd în chestiune. Se văd, numai vorbim de milioane. Dumneavoastră v-ați tratat? Dumneavoastră ați scăpat de această dependență? Dependența e pe viață. Eu azi aleg să nu joc. Nu știu, mine poate să joc. Dar cumva, atâta sau altul, am grijă de abstinența mea și mai bine de 7 ani n-am jucat. De 7 ani n-ați mai intrat într-un local? N-am mai jucat. Nici în pariu, n-am jucat nimic. Pentru că știu că un dependent poate să controleze doar primul pariu. Să nu-l facă. Al doilea nu-l poate controla. Iar chestiile cu responsabil și așa mai departe merge pentru cei care nu sunt dependenți. Da? Dar toate chestiunile respective, repet, sunt pe spatele dependenților de jocuri de noroc. Un sfat pentru cei care ne ascultă, cei care poate nu sunt dependenți, dar riscă să cadă în această patimă, care ar fi? O să vă dau un exemplu. Există acel diagramă a dependenței. Există acel jucător normal, da? Am avut și eu seri cu prietenii care alții la ora 12 plecau. Eu vreau să stau până dimineață. Din cum jucătorul normal devine jucătorul abuziv, care nu mai stă până la 12, stă până la 1, până la 2. Nu stă numai sâmbătă, mai merge și miercurea. Da? E jucătorul acela abuziv. Da? De la jucătorul abuziv se poate întoarce la jucătorul normal. Dar în schimb, în momentul în care se trece de la jucătorul abuziv la jucătorul dependent, el nu se mai poate întoarce înapoi în jucătorul normal. Sau abuziv măcar. El e jucător dependent. Un jucător dependent, dar are două căi. Consumul, care te duce în nebunie, pușcărie sau moarte, și nu e o poveste. Nu-i doresc niciunei persoane să stea în caruselul minții unui dependent, da? Sau abstinența. Sunt numai astea două drumuri. Așa că aviz amatorilor, care încă doar tatonează terenul pe la jucatul abuziv, e momentul să se oprească. Știi, și să mai zici așa o chestie. Dacă nu am probleme cu orice dependență, mi l-am de mână să o opresc. Da. Vă mulțumesc foarte mult că ne-ați spus în această seară și ați avut curajul să povestiți și din viața dumneavoastră. O să vreau să mă întorc la domnul Pocora. Domnule vicepreședinte, aș vrea, dacă, desigur, doriți să aveți o reacție la ce spunea persoana dependentă, dar și domnul Eugen Hriscu, psihoterapeut. Da, suntem convinși că adicția există în România. Luptăm cu aceasta, vrem să creăm programe, tocmai de aceea și cuantumul contribuției pentru joc responsabil a crescut semnificativ. O parte din această sumă va merge către bugetul de stat, iar statul împreună cu Ministerul Educației și Ministerul Sănătății va crea programe la nivel macro pentru tratarea adicției. Atât prin cabinete de terapie psihologică, cât și prin educație. Problema, da. Toată problema pleacă de la educație. Spuneți-mi ce programe acum aveți pentru a trata persoanele dependente? Momentan nu avem în derulare niciun program, dar urmează să desfășurăm. V-am spus și la nivel de stat, cât și la nivel de oficiu. Da, în acest moment ce nu există? Vom crea și un... Am avut o problemă de organizare a serviciului joc responsabil, care funcționează doar din timpul pandemiei. Au fost probleme cu... Nici n-am găsit până la acest moment un psiholog sau un sociolog care să vină alături de noi să ne sprijine. Și în condițiile acestea n-am. Dar totodată, v-am spus, vom crea o linie telefonică Tel Verde pentru
Și ne puteți... Aceste persoane care... Nu aveți, că eu voiam să vă întreb numărul de telefon ca să-l spunem și să-l știe cei care... Nu. Tot în aceeași... Odată cu baza de date va fi creată și această linie telefonică. Da, așteptăm să fie creată și să spunem și numărul acesta și la noi, la Euronews România, dar și în toată presa. Conștientizăm de altfel că adicția este o problemă. Da. Mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte. Mă întorc la domnul Pascu. Domnule Pascu, ați ascultat cu multă atenție, ați ascultat ce spunea persoana dependentă de jocurile de noroc. Și acum o să fiu sincer cu dumneavoastră. Dumneavoastră aveți o afacere în acest domeniu. Este o afacere care, cum spunea dependentul, se bazează pe durere, pe distrugerea unor oameni, pe tot ce este mai rău în viața unui om care și-a distrus viața din cauza dependenței. Vă simțiți responsabil? Pot să răspund la această întrebare. Deci, în primul rând, ceea ce Oficiul Național de Jocuri Noroc n-a reușit să facă și ceea ce nu s-a pomenit de domnul terapeut este că de vreo 12 ani de zile programul Joc Responsabil, la care este angrenat o mare parte din operatori, funcționează. Există un telefon verde, chiar acum să nu greșesc număr, vreau să vi-l dau. Există, spuneți-l numărul. Imediat să nu greșesc cumva. Există un call center la care din anul 2022 raportăm așa niște cifre. Am avut 469 de solicitori de înscriere în programul de consiliere. Programul de consiliere conține ședințe de terapeut la nivel de 5 ședințe gratuite, după care nu mai avem fonduri suficiente, fondurile au fost de la operatorii proprii, deci fondurile noastre. Am avut 5224 de apeluri la un call center 7 din 24 și am participat personal cu fica mea, 3625 de elevi participanți la seminarul antrenat majorat, în care cu domnul doctor psiholog Cristian Andrei ne-am dus în licee și am vorbit despre șansă, despre noroc, despre prietenie, despre ce înseamnă a nu sforța norocul, ce înseamnă ghinion. Deci acestea sunt efectele și avem aceste... Înțeleg. Cifrele dumneavoastră arată că ați vrut să faceți ceva. Deci un program există doar de particularul nesusținut de guvern. Întrebarea mea era alta. Vă simțiți responsabil de durerea, de problema acestui om pe care l-am ascultat și care a vorbit despre ce i s-a întâmplat în viața lui? Da, absolut. Sunt mustrări de conștiință și fiecare ne gândim, poate n-am pornit pe drumul care trebuia acum. Eu sunt de 30 ani în domeniu, sigur că ne gândim la asta. Eu sunt un om care circul prin săl de joc. Nu sunt doar un operator care dimineața strâng banii, să zicem așa, și mă mulțumesc cu statistici. Îi văd, îi cunosc. Există însă o problemă fundamentală care nu se va rezolva. Educația și informarea. Fără educație, acest om va suferi sub toate formele. Va juca în Bulgaria, va juca în Cehia, va juca în alte părți. Deci, fără o educație ca să știe... Pe urmă, psihoterapeutul o să spună, există o cauză la fiecare, o cauză profundă care o au dinaintea jocului. Jocul și dependența de joc este urmarea altor dependențe. Pentru aceasta însă, tratarea și chiar această autoexcludere de minim 6 luni, care acum nu e reglementată la nivel de fiecare operator, cât consideră fiecare jucător, acum ne jucăm cu autoexcluderea. Spunem o săptămână, după care se răzgândește. Nu-i corect. Corect este ce se va face, asta e partea bună. Dumneavoastră ați scos vreun jucător din sala de joc dimineața la 5? Că am scos, dar am participat la cazul nefericit al persoanei care a adus legea în Parlament. Am vorbit cu acea persoană, știu că s-a bucurat când jocurile au fost închise, știu, l-am încercat să-l consiliez, l-am scos din săl prin toți managerii operatori care imediat au reacționat. Sigur că neexistând programul acesta de soft, mai scăpau câte unul altul, chiar acest băiat de 30 de ani, că nu mai e chiar un copil, intra în 5 săli din care eu personal reușeam să-l obturez cu autoexcludere, reușea să ducă în a 6-a, unde nu mai reușea operatoarea, fiindcă nu era sistemul pus la punct. Deci am participat la suferința acestei familii și am zis că un program de autoexcludere trebuie să existe, nu așa cum s-a făcut. Și mai e un problemă. Noi ne-am opus întotdeauna la indiscreția de a face un tracking al jucătorului în permanență. Exact cum spunea domnul președinte, autoexcluderea înseamnă un beculeț verde și roșu dacă ai sau nu voie să intri, nu la un magazinar de date a tuturor datelor. Nu asta ne dorim deocamdată. Am înțeles asta și haideți să trecem la domnul Eugen Hriscu. Și vrem mai mică publicitate. Vrem reducerea drastică a publicității. Poate eliminarea chiar completă. Și la noi, chiar și eliminarea completă, domnule Vascu. Nu, dar să știți că avem vitrine poleite cu aur, înăuntru este operatoarea și un bodyguard și niciun jucător. Avem lumini
ca la Las Vegas lăsate pe lângă litera legii și avem acum, văd, 35 de metri pătrați și o să mă scuze, poate colegii mei de la online, îmi retrag poate acuzele de a-mi evita să spun vreun nume, sigur că și deși au avut materiale corecte depuse și informare și, și solicitări normale, însă, din păcate, din ceea ce spunea domnul prim-ministru, lupta cea mare s-a dus la capitolul aducerea sediului în România acestor firme și de acolo poate această... Mai mult mă retrag cuvintele, deja primesc acuze că acuz de șantaj pe cine nu trebuie. Nu asta am vrut să spun. Tensiunea a existat și tensiunea ne-a făcut rău. Domnul prim-ministru astăzi a semnat cu înverșunare acest OG în loc să asculte cuvintele noastre. Aș vrea să-l întrebăm și pe domnul Hriscu, care a ascultat toată această discuție și care îi vede, desigur. Am ascultat, eu nu am interacționat cu persoane care sunt dependente, domnule Hriscu, și mărturisesc, e un pic șocant să asculți ce îi se întâmplă unui jucător, nu știu dacă putem numi jucător, dar este o persoană dependentă. Ce aveți de spus dumneavoastră, cum poate scăpa? Pentru că l-am auzit, ori moartea, ori abstinența. Există altă cale pentru ei? Da, nu știu dacă ne auzim, aș vrea să verificăm, da? În continuare nu ne auzim, domnule Hriscu. Dacă revine sunetul, discutăm. Da. Domnule Pascu. Ceva foarte important de spus. Cum? Vă rog. La dependență am ceva foarte important de spus. Vă rog, spuneți ceva. Este o greșeală fundamentală care s-a făcut cadou în această ordonanță. Iarăși nimeni n-a fost informat sau forța malefică a vrut altceva. Introdusesem și noi ca în țările civilizate și domnul psihoterapeut ne poate confirma că o limitare a dependenței se poate face prin limitarea tentației de câștiguri și anume introducerea acelor aparate cu miză și câștiguri limitate, sunt numite AVP-uri, amusement with prizes în termeni internaționali, care am reușit de câțiva ani să introducem. Incredibil, dar în această ordonanță se închide acest sector complet fără nicio motivare. Deci sunt scoase de pe piață cele mai nevinovate, cele mai distractive aparate, la fel cum trebuie să iau apărarea, se scoate de pe piață cele 5 săli de bingo care erau efectiv socializare și distracție, punându-se-le din pix un milion de euro, nu fac ele în 10 ani de zile un milion de euro, la fel cum cluburile de poker, de care n-ați auzit că este foarte gravă situația, fiindcă e o clientelă specială care merge la cluburi de poker, iară sunt puse în ipoasta de a trăi, de a continua. Deci acest un milion de euro aruncat de forța malefică, fără să discute cu noi, a făcut un rău imens și a scoate AVP-ul, jocurile limitate care aveau miză 2 lei și câștigul maxim 1000 de lei. În timp ce pe străzile acestea, recunosc că e o problemă, miza maximă poate fi până la 200 de lei și câștigul 500 de lei. Deci atenție la ce se expune un jucător. Noi ofeream o mașină care treptat urma să înlocuiască aceste mașini hard, ca în toată Europa. Au fost scoase din acest OG, inimaginabil. Haide să vorbim cu domnul Hriscu pentru că s-a refăcut legătura. Domnule Hriscu, mă auziți acum? Da, vă aud. Așa, voiam să mai adaug la cele spuse de persoana dependentă faptul că dependența de jocuri de noroc este dintre toate dependențele de droguri, de substanțe, cea care se asociază cu cel mai mare procent de cazuri de suicid în rândul dependenților. Deci, pe lângă pierderile financiare uriașe ale acestor oameni, vorbim și de pierderi de vieți omenești în număr important. Aș mai adăuga de asemenea că acest efect al dependenței nu este doar cunoscut de operatorii de săli de jocuri de noroc, dar este și căutat de aceștia. Pe lângă publicitate, există mecanismul prin care se împinge în stradă miros și aromă din sala de jocuri de noroc pentru a crea poftă prin jucătorul dependent. Există nenumărate modalități de inducere a dependenței în jucători. Este o industrie care nu doar că este conștientă că creează dependență, dar își propune să creeze dependență. Jocurile însă le sunt create pentru a crea dependență, mai ales păcănelele, care sunt considerate cele mai adictogene dintre toate jocurile de noroc. Din punctul ăsta de vedere, ideea de joc responsabil mi se pare încă unul din tertipurile acestei industrii de a induce ideea aceasta de joc responsabil. Nu există joc responsabil, așa cum nu există fumat responsabil. Practic, este un comportament
care devine profitabil pentru industrie doar în momentul în care persoana devine dependentă și dacă hotărâm ca societate că nu mergem pe calea prohibiției, atunci e nevoie să limităm extrem de drastic publicitatea și accesibilitatea la acest drog, inclusiv modificând această idee de joc responsabil. Mi se pare absolut îngrozitor faptul că reprezentanții industriei, fie ei și cu diplome medicale, au ajuns în școli și au purtat mesajul industriei către elevi, transmițând ideea că e ok să joci dacă joci responsabil. Vorbește această situație de lipsa completă de autoritate care a avut loc în acest domeniu și faptul că au făcut tot ce au vrut. Da, mulțumim foarte mult.